După ce am achiziționat acești pomi de la centrul comercial, încă din parcare îi retez la o înălțime de un metru pentru a facilita transportul. Și oricum trebuiau retezați, nu-i puneam în pământ cu această coroană. Așa că îi tai fără milă. Bun, acum îi putem pune în portbagajul mașinii și să mergem cu ei acasă la plantat. Salut! Suntem în data de 1 noiembrie. A plouat foarte puțin azi noapte, după mai bine de 3 luni de zile de secetă cumplită. Pentru că prognoza meteo pentru săptămâna aceasta și săptămâna viitoare este favorabilă în sensul sosirilor unor precipitații, am decis ca astăzi să plantez niște pomi. Pomi pe care i-am achiziționat dintr-un centru comercial. Fiind la ofertă, au un preț bun, 10 lei bucata, fiind reduși de la 18 lei bucata. Așa că mergem în grădină să plantăm acești pomi. Am descărcat pomii din mașină, iar acum le facem o inspecție sumară. De pe etichetă culegem informații privind soiul și producătorul. Este vorba de un producător național din județul Alba, căruia nu-i fac reclamă. Avem și o etichetă de calitate privind aceste etichete privesc calitatea materialului săditor. Este o calitate conformă. Avem date privind sigilarea, portaltoiul, și specia, în acest caz, avem specia măr. Bun, acum voi desface acești pomi din coletul în care au fost ambalați. Îndepărtăm folia și voi îndepărta întreg ambalajul din jurul rădăcinii, pentru că rădăcinile sunt ambalate în rumeguși. Rumeguși care pe noi nu ne interesează la plantare. Fiind ambalate în luna septembrie, observăm că rumegușul este încă umed, ceea ce este foarte bine, a păstrat rădăcinile într-un mediu de umiditate. Observăm că avem o rădăcină bună, bine dezvoltată, iar acum îl punem în găleata cu apă la hidratat. Aici îl voi lăsa până pregătesc gropile de plantare, minim o oră. Această procedură o voi executa cu fiecare pomișor în parte. Și ca să nu uităm, mai putem acum fasona rădăcina, vârful rădăcinilor. Cu această ocazie observăm și inspectăm și rădăcina. Vedem că ea este albă, este foarte bine. Așa trebuie să fie, nu trebuie să fie maron sau galbenă. Bun. Îl lăsăm la hidratat timp de minim o oră. Procedăm în continuare la fel cu fiecare pom în parte. Am eliberat pomii din ambalaje, iar acum sunt lăsați la hidratat în vase cu apă.
Trecem la executarea gropilor de plantare, după care vom aduce fiecare pomișor și îl vom planta în groapa lui. Până atunci, rădăcinile pe care le-am fasonat se hidratează și vor fi gata pentru plantare. Vedem că rădăcinile pomilor sunt bune, sunt bine dezvoltate, nu sunt uscate, ceea ce este un semn foarte bun, pentru că șansele de prindere sunt de 100%. Trecem la trasarea și executarea gropilor. Am trasat direcția gropilor și pe această linie voi planta 5 pomi cu distanța între pomi de 5 metri, distanță arhisuficientă. Trecem acum la executarea gropilor de plantare. Am executat prima groapă cu dimensiune de 30 pe 30 de centimetri. Problema este că apa lipsește cu desăvârșire din sol. Până la adâncimea de 30 de centimetri nu există strop de umiditate. Așa că voi hidrata groapa de plantare cu câte 5 litri înainte de a planta pomii. Trecem la executarea următoarelor gropi. Primul pom pe care îl voi planta este un cais. Când îl fixăm în gaura de plantare, trebuie să ținem cont ca punctul de altoire să rămână deasupra pământului. Nu îl îngropăm, pentru că altfel din altoi vor da rădăcini. Deci, așa cum am spus și cum se vede, punctul de altoire rămâne neîngropat deasupra solului. Pentru că altfel, din el, dacă este îngropat, vor da rădăcini. Și nu ne dorim acest lucru. Aici, acum, am plantat caisul sulmona. În continuare, avem de plantat 2 nectarini și un cireș. Trecem în continuare la plantare. Am terminat de plantat și al doilea rând de pomi. Pe această parte, lângă vița de vie, am plantat un măr verde, musu, un măr florina
și două soiuri, doi pomi diferiți de prun. Un Stanley. Iar acesta este Cacansca lepotica, un soi polonez. I-am udat, iar acum voi trece la înregistrarea lor. Cum facem înregistrarea, vedem imediat. Înregistrare. Trecem data. Astăzi, 1.11.2023. Și în legendă, în legenda amplasamentului, aici avem casa. Și avem două rânduri de pomi. Aici 1, 2, 3, 4. Iar pe mijloc avem 1, 2, 3, 4, 5. Vom merge acum la fiecare pom, vom desprinde eticheta și o vom capsa în dreptul poziției în care pomul se află în grădină. Și astfel păstrăm evidența foarte bună. Deci, suntem cu casa în față, așa cum este și în legendă. Am desfăcut eticheta de pe pom. Primul pom, Caisus sulmona. Caisus sulmona. Avem eticheta de Cais sulmona și o prindem pe poziția numărul 1. În felul acesta știm clar care este poziția acestui Cais. Continuăm până la finalizarea întregii înregistrări. După ce am făcut recoltarea, strângerea etichetelor direct în câmp, la locul de plantare și capsarea lor pe o coară de hârtie, avem înregistrarea finalizată. Acum știm cu siguranță fiecare pom ce soi este, de unde provine sursa acestuia, avem buletinul de calitate că provine dintr-o pepinieră autorizată, avem chiar și bonul de achiziție și data plantării. Amplasamentul schițat pentru ca să facem identificarea foarte ușor în teren. Așa păstrez eu evidența pomilor și viței de vie într-un caiet, într-un dosar cu plantările. În felul acesta am o evidență clară a lucrărilor pe care le fac în grădină. Am încheiat operațiunea de plantare de pomi astăzi, 1 noiembrie 2023. Sper că vor sosi ploile și astfel pomii pe care i-am plantat vor avea șansă de 100% de prindere. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi!